dragii noștri, de această dată suntem în Iași cu o surpriză frumoasă pentru doamna Nicolau, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu drag din partea unei persoane dragi, așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să urăm cu toții un la mulți ani! Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Astăzi știm că sunteți sărbătorită. Venim la dumneavoastră cu o surpriză din partea cuiva drag. Chiar dacă sunteți la muncă, noi am încercat să vă prindem astăzi. Așa, mulțumesc. Și venim din partea cuiva drag, dumneavoastră. Și am să vă întreb dacă cumva bănuiți cine v-a trimis această surpriză. Este o persoană dragă, dumneavoastră. Deci din Iași? Un pic mai departe. Un pic cam mult. Corin? Am să vă rog să mă ajutați dumneavoastră cu florile. Așa. Noi avem și un mesaj de transmis. Un mesaj venit cu toată dragostea, care spune așa: draga mea surioară, după cum bine știi, mi-am dorit foarte mult să fiu astăzi lângă tine, să te iau în brațe și să-ți spun cât de mult te iubesc. Din păcate nu s-a putut, așa că am ales să-ți transmit un mic mesaj. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi te-a scos în cale. Ești și vei fi o persoană unică în viața mea. La mulți ani, multă sănătate, fericire și cât mai multe împliniri. Să ai alături de tine doar persoane dragi ție. Și Scorpion îți urează la mulți ani, fericire și tot ce-ți dorești. Vă iubesc foarte mult, vă iubesc cu oameni minunați. Mulțumesc că faceți parte din viața mea. La mulți ani vă spunem și noi. Că este, chiar dacă nu avem acea legătură de sânge, da, este exact ca o soră pentru mine. Chiar dacă sunt departe, da, la mii de kilometri, le mulțumesc din suflet la amândoi și discut până la fel. Astăzi, din toată inima și-au dorit măcar un piculeț să vă sărbătorească, mulțumesc, să-și facă prezența aici. Am să pun asta aici, mulțumesc din suflet încă o dată. Am să le mulțumesc și personal. Și încă o dată, mii de mulțumiri. Sunt emoționată și nu mai am. La mulți ani vă spunem și noi. Tare, o zi cât mai frumoasă vă dorim. Surprizele se continue. Cine știe ce mai aveți pregătit pentru astăzi? E suficient și atât. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc din suflet. Și noi vă mulțumim. Să rămână.